Ziua de naștere a lui Valentin a fost una tipică, deoarece el era acasă, iar Alina în maternitate. N-a fost chiar nașterea de ziua mea, dar aproximativ venirea lui acasă este ziua mea, este cadou pentru mine. Deși născuse de câteva ore, Alina i-a făcut lui Valentin un clip emoționant. Astăzi mi-a trimis un mesaj de la mulți ani, un cadou din partea ei și a fost foarte emoționant. L-am urmărit și mi-a dat lacrimile, a fost ceva mai mult decât orice cadou. Scumpul meu soț, aici a fost o zi specială pentru mine, o zi specială pentru noi, în care tu mi-ai dăruit cel mai de preț cadou și anume vestea că voi deveni mamă. Și vreau să-ți recunosc că a fost cea mai frumoasă zi de naștere, cel mai frumos cadou posibil. Iar pentru asta atunci ți-am spus că te voi iubi până la sfârșitul lumii. Eram pe un drum nou, nu știam ce va fi, nu știam ce urmează, dar în sfârșit a venit momentul să aflăm că vom fi părinții unui băiețel. Și chiar dacă nu știam ce ne așteaptă, vorbeam cu el de parcă ar fi fost lângă noi în fiecare zi, de parcă ar fi existat deja. Au urmat o mie de momente drăguțe, momente în care îl răsfățai, momente în care abia așteptai să miște sau momente în care abia așteptai să se trezească ca să mi-ai aduce aminte cât de mult îl iubești pe el și pe mami. Dragul meu, să știi că încă de atunci știam că vei fi un tată minunat. Poate nu realizam cât de minunat poți fi, dar știam. Așa că azi este ziua ta, iar cum tu mi-ai dat cel mai frumos cadou și cea mai frumoasă veste, eu îți înapoiez rodul iubirii noastre. Te iubim, tati, și abia așteptăm să venim acasă să fim cu tine. La mulți ani! N-am început să vorbesc cu el, a gângănit pe acolo, cred că mi-a recunoscut vocea, că am vorbit foarte mult timp cu el în timpul în care era în burtică la mama lui. Și probabil că mi-a recunoscut vocea, că imediat a tresărit când mi-a auzit vocea. Bun, haideți să vă arăt cum mă așteptă prințesa și prințul acasă. Haideți după mine. M-am ocupat de manajarea camerei la bebic, haine, pampers, absolut tot ce are nevoie. Am 3-4 zile de când am făcut pedadaca, fiind de la spital. Le-am cumpărat în alta, pampers, nebunii, pătuțuri, cărăcioare am dat cu mocul. Dezinfectant, pur și simplu casnic, fac curățenie, dezinfectez, pregătesc camera copilului ei, fac drumul la spital, orele de vizită, mai încerc să mai intre și pe lângă orele de vizită. Aici e camera bebelui. Haideți să vă arăt cum arată, pe ce am muncit eu zile de astea. Te urez bine, bine ați venit. Asta pentru Alina și pentru bebe. Și am pregătit deja la bebe căricior, ursuleți, ăsta cum se pune la mașină, pătuți cu balansoar, tot ce vrea sufletul lui, hainuțe, sunt tot timpul atent să aibă tot ce are nevoie acolo, și ea și bebele. Tot ce cred eu că are nevoie, pampers, cred că o să fie nevoie grupa mare. Și cam atâta cred că deocamdată, după ce vine mai vedem ce o să mai fie nevoie. Camera pur și simplu în sine este o surpriză acum, pentru când o să vină acasă. E cam morocanos acum, nu știu ce are. La piept văd că nu mai vrea. Bine, am sincer să fiu. N-am cred și eu. Ce uite. Zi. Și am început să plâng când am văzut ce omuleț mic și al meu m-a luat plâns, cred. Imediat după pauză vedem cine i-a făcut vizite surpriză Alinei la maternitate. Bun, copii. Ce
Bună ziua! Frumoasă! Bine, ce faci? Da. Noi azi am venit să felicităm doi. Da. O mămică cu un bebe și un tătic, care e ziua lui. Da. Într-o zi ca astăzi a venit și el, de dimineață. Nu de dimineață, seara. L-așteptați acasă? Să... Dar cum? Pe al treilea trebuie să fie venit. Cu taixul nu l-am brațul, că era frică să nu se rupă. De-aia zic, bărbați nu prea așa. Nu, nu-l luați, că mi-e frică dacă se rupe. Zice, așa de slabăvea, numai o scioare așa. Dar nu ți-l las mult, că trebuie să-l învele și zic, ia-l, că oricum nu știu ce să fac cu el. Așa l-am văzut mic și firav și plângea acolo. Să... I-am făcut așa cu mânuța, era atât de fină. Și am zis că eu nu o să știu ce să fac cu bebele. E foarte grijulie, încă e frică să ia bebele în brațe, are așa, se gândește să-i facă bine, să nu cumva să le deranjeze cumva. Mâine poate venim acasă, veniți pe la noi, vine și mama. Amândoi mea sau? Nu, tata a rămas acasă. Ei, deși stai... nu știi, parcă văd că apare. Așa spunea, așa spunea, că să o las pe mama să, în caz că am nevoie, să mă ajute. Dar ia nu să... vine cu dânsa și merge singur, adică nu să... Părinții lui Alina, cred că și mai emoționați fiind primul nepot. Mama mea, soacră, cred că e deja pe drum. A lăsat și la fel afacere, a lăsat tot și s-a pus pe drum să vină încoace. Rămâneți cu noi! Prin amabilitatea Spitalului Clinic Municipal Timișoara ne-a fost permis să vedem vizita lui Valentin la maternitate. Dorm copii. Bună ziua! Șala frumoasă! Ce faci, eroi? Da. Ce ți-ai dat pe buze? De la lăptic? Ce-a fost frumusețea? Uite, mi-a luat copilul și l-a șterg. Ți-e dor de el, așa-i? Da, deja, da. Așa mă face sufletul mine. Lă, tate-i dor de el. La început, a început tot așa ca o glumă. Stăteam în brațe și doar am vrut să mă ridic și mi s-a părut că am simțit ceva diferit. Și după aia Valentin a început să se agite. Am plecat repede la spital, eu râdeam, el sărea pe acolo și fugea în toate camerele. Și am ajuns aici, n-am avut dureri, n-am avut nimic și mi se părea că e ceva neregulă. Și în câteva ore a și venit. Am ajuns la 10 sau 11 seara, am intrat mai internat și după aia la 11 dimineața deja eram născută. Mi l-a dat în brațe și a zis, dar nu ți-l las mult, că trebuie să-l înveli. Și eu zic, ia-l, că oricum nu știu ce să fac cu el. Așa l-am văzut mic și firav și plângea acolo. Să... I-am făcut așa cu mânuța, era atât de fin. Și am zis, eu nu o să știu ce să fac cu bebele. E foarte grijulie, încă e frică să ia bebele în brațe. Are așa, se gândește să-i facă bine, să nu cumva să le deranjeze cumva. Îl pozează continuu, îl filmează continuu, vorbește continuu cu el. Bebicu, ce faci? Unde e bebicu meu? A fost dimineața la mine, l-am hrănit, l-am schimbat. A pupat? Da. Da? Vrei să vezi poze? Ia, dă-mi telefonul de acolo. Să arăt... Să arăt poze ce-am făcut. Mai rânjă de tine? Da, și stătea și zâmbea. Ia uite. Din păcate, atât Alina cât și Valentin nu au avut permisiunea să-l vadă pe Heracles, deoarece acesta se afla într-o cameră sterilă, unde accesul era interzis. Da, și să vezi, nu m-am dat e... Uite, și copil frumos, și mare. Să vezi, nu m-am dat vocal și îl pun la ureche să audă și el e așa de dată trecare. Când aude, nu? Și zâmbește așa. Și îl filmez, zic, hai să-i trimitem la tati. Unde e aia cu ochișorul? Aia ce e comic. Stai. Stai un pic. Aici era un pic de rutata meu. Ce vrei de la viața mea?
am o zi și am deschis ochii amândoi. Am fost fericită și mândră că i-am dat așa copilaș frumos. Chiar e cel mai frumos, să știi. Și băiețe, băiatul mamei. Ce a luat? Ce a luat tata, da. Dar tu cum ești? Nu-s bine. Acum am emoții și mi-e dor de el și vreau acasă. Deja m-am săturat aici. Da, de vepică ta, da. Parcă stăm singuri. Așa m-a abia ta, de vepică. Parcă stăm singuri. Și-mi pare rău că astăzi nu putem să fim lângă tine. Dar deloc nu, da, astăzi, înțeleg. Nu, noi să fim de ziua ta împreună. A, nu e problemă, este și mai frumos cadou ce să... Am vrut să ți-l dau pe el cadou cu fundă, dar nu mi l-a luat. Așa că îmi zic eu la mulți ani. Mulțumesc. Să știi că te iubi mult de tot și îți mulțumesc că mi-ai dat cadou ăsta. De fapt, eu ți-l dau acum, tu mi-ai dat vestea de ziua noastră. De ziua noastră. Mulțumesc, mi-ai dat și mă trebuie mult. Pe tine și pe baby. Eu am vrut întotdeauna băiat. Eu am vrut să mă iubească, să... Că băiatul e băiatul mamei mereu. El și-a dorit fată și... Cumva mă gândeam că nu o să se bucure așa, dar am văzut că i-a dat lacrimile și atunci. Cum urmează să mai avem și fata și... Da, știi ce-mi zice? Zic că dacă e născut așa ușor, la anul poate vine și fata. M-am uitat la el și zic, cam de unde știi că e ușor? Hai, te-ai zis că o să vină și astăzi să-mi aducă ceva de mâncare. Mm-hmm. Zic că mi-a făcut cerbiță caldă și o să vină, dar nu știu când reușesc să ajungă de la lucru. Ca o treabă. A, da? Nu s-ar pus pe drum. Nu știu, nu m-a mai sunat după aia. Le-am zis că nu ne-l dă pe bebe și au zis că hai că o să mă anunțe ei când vin. Mm-hmm. Nu vreau și ei să-l vadă. Ieri m-a sunat mama ta și se auzea și tatăl tău de acolo. Și ce faci? Mm-hmm. Cum e? Sunt bucuroși. Diana m-a sunat. A zis, hai dă-mi și mie poze să văd cu cine seamănă. A zis că e negru ca tasă. De ulei, e? Negru și doarme continuu. Era ziua lui mama, 17 ianuarie, când am plecat la spital. Și erau acolo în chef și voie bună, le-am zis că s-ar putea să nasc. Și după aia, când le-am dat mesajul, deja toți erau în petrecere, toți erau în... Mă sună sofra mea, cred că o ajuns aici. Alo? Dar vă lasă să urcați. Noi filmăm acum. Vă lasă să urcați, intrați la... Urcați la etaj. A? E ora de vizită acum. Nu, e la ușă. Nu e la ușă, e jos la... Nu, nu e jos. A, o spus că trebuie să-i ajut să-i aducă pachetul. Bine, hai că acum e să vă lăsați.